Ei, undeva târziu în noapte, când toate luminile în casa Mireasa s-au stins, ca și cu Adina s-au gândit să mă sărbătorească un pic, pentru că, na, ce-i drept, este ziua Ralucăi și spune că o singură dată face această vârstă. S-au dus și au luat o sticlă de șampanie, au desfăcut-o, dar amuzamentul era că Adina a agitat foarte tare acea șampanie și le era teamă să nu spargă vitrina cu inelul soacrei. Spunea Adina că va spune doamnei Caterina că a făcut-o intenționat, că gen e strategie să spargă vitrina cu inelul soacrei și e strategie. Și Raluca spunea, la tine o să spună că e farsă, la mine o să spună că e strategie, că gen își dorește Raluca acel inel. Au râs, spuneam că toată lumea dormea în casă. Evident că au agitat șampania aceea foarte tare și s-a auzit atunci când s-a desfăcut șampania. Doamna Paula s-a trezit și a venit la balcon și întreba fetele ce fac, pentru că s-a speriat probabil când s-a auzit dopul acela sărind, și fetele îi spunea să vină și dânsa la un pahar de șampanie. Până la urmă a vorbit un pic cu ele, s-a dus în dormitor și doamna Triana a luat-o la rost. Că ați ieșit pe ușă și ați lăsat ușa deschisă și v-ați luat la vorba acolo cu ele. Și doamna Paula îi spunea, păi nu știam ce fac, dar nu mă interesează ce face nimeni la ora asta. Trebuia să închideți ușa și ați plecat, n-aveți nici la valierea, ceva la modul ăsta. Era discuția dintre cele două doamne, ce-i drept, fetele sărbătoresc, se simt bine amândouă la o sticlă de șampanie, așa cum e și normal până la urmă că e ziua Ralucăi. O seară minunată!